azi îți voi răspunde la întrebarea: de ce mergem la biserică? Dacă te interesează să-L cunoști mai îndeaproape pe Dumnezeu, rămâi aici. Dacă crezi în Dumnezeu, rămâi aici să poți înțelege mai bine cum să te mântuiești. Iar dacă alegi să fii unul dintre cei care îl aleg pe Iisus în fiecare zi, poți distribui acest material, așa cum apostolii au dus credința mai departe. De multe ori ne întrebăm de ce este atât de important să venim la biserică, mai ales duminica, și ce semnificație are această zi în viața noastră spirituală. În această reflecție ne vom adânci în învățăturile Sfintei Scripturi și în tradițiile sfinte ale Bisericii Ortodoxe pentru a înțelege mai bine de ce această practică este esențială pentru mântuirea și creșterea noastră duhovnicească. Duminica este ziua în care Domnul nostru Iisus Hristos a înviat din morți, biruind moartea și dăruindu-ne viață veșnică. De aceea, în fiecare duminică, ne reunim pentru a celebra acest eveniment central al credinței noastre. Însă, participarea la biserică nu se reduce doar la comemorarea învierii. Este și un moment de comuniune cu Dumnezeu, de împărtășire cu trupul și sângele Domnului prin Sfânta Euharistie și de întărire a legăturilor noastre comunitare și frățești. Vom explora în detaliu elementele esențiale ale vieții noastre liturgice, precum mirul, aghiasma, liturgia, rânduiala bisericii și prezența Duhului Sfânt. Aceste elemente nu sunt doar tradiții formale, ci manifestări concrete ale Harului lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. Fiecare dintre acestea are o semnificație profundă și ne ajută să creștem spiritual și să ne întărim credința. Fiecare aspect al vieții noastre liturgice contribuie la mântuirea și sfințirea noastră. Importanța duminicii în creștinism. Duminica, cunoscută și ca ziua Domnului, este de o importanță capitală pentru creștini. În fiecare duminică ne aducem aminte de învierea lui Hristos, care a avut loc în prima zi a săptămânii. Aceasta este o tradiție care își are rădăcinile în chiar primele zile ale creștinismului, fiind menționată în toate cele patru evanghelii. Referințe biblice: Matei 28:1. La sfârșitul sâmbetei, când se lumina de ziua, în prima zi a săptămânii, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Marcu 16:2. Și foarte de dimineață, în prima zi a săptămânii, au venit la mormânt pe când răsărea soarele. Luca 24:1. Dar în prima zi a săptămânii, dis de dimineață, au venit la mormânt aducând miresmele pe care le pregătiseră. Ioan 20:1. În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a venit la mormânt dis de dimineață, când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Pentru a înțelege importanța zilei de duminică, trebuie să ne întoarcem la originile biblice ale acestei practici. În Sfânta Scriptură, ziua de odihnă și de închinare a fost stabilită încă din Vechiul Testament. În Exodul 20:8-11, citim: adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile tale, dar ziua a șaptea este ziua odihnei, închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio muncă în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vitele tale, nici străinul care se află la tine. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, marea și toate cele ce sunt în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua odihnei și a sfințit-o. Această poruncă a fost respectată de poporul evreu timp de secole. Însă cu venirea lui Hristos, ziua de duminică a dobândit o semnificație nouă și profundă, fiind ziua în care Domnul a înviat din morți. În Evanghelia după Matei 28:1 citim: după ce a trecut ziua sâmbetei, când se lumina de ziua în prima zi a săptămânii, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Aceasta este prima mărturie a învierii, care a avut loc într-o zi de duminică. De atunci, creștinii au început să se adune în prima zi a săptămânii pentru a celebra învierea Domnului, așa cum citim și în Faptele Apostolilor 20:7. În ziua din tâia săptămânii, când ne adunam să frângem pâinea, Pavel, care avea să plece a doua zi, vorbea cu ei și a lungit cuvântul până la miezul nopții. Participarea la Sfânta Liturghie este esențială pentru viața noastră duhovnicească. Sfânta Liturghie este centrul închinării noastre și momentul în care retrăim jertfa lui Hristos pe cruce și învierea sa glorioasă.
Sfânta Liturghie este momentul când cerul se unește cu pământul, iar noi primim trupul și sângele Domnului, sub forma pâinii și a vinului. În Evanghelia după Ioan 6:53-56, Iisus spune: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Căci trupul meu este adevărata mâncare și sângele meu adevărata băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Aceste cuvinte ale Domnului subliniază importanța Euharistiei pentru viața noastră duhovnicească. Sfânta Liturghie ne oferă ocazia de a ne uni cu Hristos într-un mod profund și tainic. De aceea, participarea la liturghie duminica nu este doar o obligație, ci o necesitate pentru sufletele noastre. Mirul este un unt de lemn sfințit, folosit în taina mirungherii, care se săvârșește imediat după botez. În taina mirungherii, noul botezat primește pecetea darului Duhului Sfânt. Acest act își are rădăcinile în practicile apostolilor. În Faptele Apostolilor 8:14-17 citim: Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, care coborând s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul dintre ei, ci erau numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci își puneau mâinile peste ei și ei luau Duhul Sfânt. Prin ungerea cu mir, credinciosul primește darurile Duhului Sfânt, care îl întăresc și îl sfințesc pentru a trăi o viață creștină autentică. Aghiasma și puterea sfințitoare a apei. Aghiasma sau apa sfințită este folosită în multe rânduieli și ocazii în viața bisericii. Ea este sfințită în mod deosebit în ajunul bobotezei, dar și cu alte ocazii pe parcursul anului. Apa sfințită este folosită pentru binecuvântarea caselor, a obiectelor și a credincioșilor, având puterea de a alunga răul și de a aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan 4:13-14, Iisus spune: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da eu nu va înseta în veac, ci apa pe care i-o voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Aghiasma simbolizează apa vieții veșnice, care ne curăță și ne sfințește. Duhul Sfânt, puterea și prezența sa în biserică și în viața credincioșilor, Duhul Sfânt este unul dintre cele mai importante daruri pe care ni le-a lăsat Hristos după înălțarea sa la ceruri. El este prezent în fiecare aspect al vieții noastre creștine, acționând ca o putere divină care ne călăuzește, ne întărește și ne sfințește. În această secțiune vom explora în detaliu rolul Duhului Sfânt în biserică și în viața fiecărui credincios, folosind referințe biblice și învățăturile Sfinților Părinți pentru a înțelege mai bine această prezență divină. Promisiunea Duhului Sfânt, Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, le-a promis ucenicilor săi că le va trimite un mângâietor, Duhul Adevărului, care să fie cu ei pentru totdeauna. Această promisiune a fost împlinită în ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt a coborât asupra apostolilor sub forma limbilor de foc, dându-le puterea de a predica Evanghelia în toate limbile pământului. Referințe biblice: Faptele Apostolilor 1:8, ci veți primi putere când Duhul Sfânt se va pogorî peste voi și mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ioan 14:26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte de toate câte v-am spus eu. Ioan 16:7. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Prin aceste cuvinte, Hristos a subliniat importanța și necesitatea Duhului Sfânt pentru viața creștină. Duhul Sfânt este Cel care ne deschide mințile și inimile către adevărul divin și ne ajută să trăim conform voii lui Dumnezeu.